Învierea Domnului este una dintre cele mai importante și mai frumoase sărbători ale creștinității. Ea are darul de a aduce familia împreună și este plină de obiceiuri și tradiții care diferă de la o zonă la alta. În această duminică sărbătorim învierea lui Iisus Hristos. Bineînțeles că au început cumpărăturile și pregătirile de Paști, iar fiecare se rânduiește cum știe și cum este învățat. O doamnă din Drobeta Turnu Severin ne povestește că ea păstrează obiceiurile tradiționale și pune pe masă produse specifice sărbătorii pascale. O friptură de miel, o roșie, ce să vă mai spun, usei cozonați, prăjituri, tot felul, ciorbă de miel. Și care sunt tradițiile? Mergem la biserică? Da, merg. Eu sunt în vârstă și nu pot să mă duc așa de vreme, dar la ora 12 mă duc, că e biserica lângă mine, Grecescu, și mă duc la... și iau lumină. În noaptea de înviere, credincioșii sunt încurajați să meargă la biserică și să ia lumină. Ei trebuie să aducă de acasă o lumânare pe care o vor aprinde cu cea pe care o scoate părintele din altar. Lumina este simbolul învierii. Un bărbat din localitatea Izverna ne povestește și el cum era altădată în perioada Paștelui în satele mehedințene. De Paște s-a adunat lumea aici în centru, toată familia, femeile, cosau la, cum ne zice, la ei, la crețe din alea, câte două, trei luni de zile, care mai de care, ca să fie mai presus cu ia sau cu crețul. Și s-a adunau în centru toate satele aici din jur, s-a tăia mei, s-a distrat 3-4 zile, ore, s-a jucat câte 5 rânduri, ore s-a făcea 3-4 zile. Acum s-a pierdut, pentru că da, tineretul e plecat. Ouăle vopsite sunt unul dintre cele mai răspândite obiceiuri creștine de Paște. Acestea sunt nelipsite de pe masa copioasă din prima zi a acestei sărbători și face deliciul celor mici care abia așteaptă să le ciocnească. În tradiția populară, oul roșu este purtător de noroc. Tocmai de aceea, în dimineața zilei de Paște, este bine să ne spălăm pe față cu apă dintr-un vas în care sunt puse ouă roșii și monede de argint.